Thank you.
mândru ce a pus în față. La ghitar, cel care în seara asta a dat de două ori în primire, Dexter. La muzicuță, domnul profesor. La voce, tânăra alungată din trupă, din cauza bacalaureatului, Frechia Ana pe Facebook. Titularul nostru de care tragem în prezent cu vocea, Cabelardo. Și invitații noștri. Dante e la urmă, este juniorul care tinde să intre în echipă. Și invitații din seara asta, fosta trupă cu solist vocal Ivănescu, dacă vă aduceți aminte de el, bântuie pe undeva prin Anglia. La bas, Stan, cel mai talentat bărțaș pe care l-am avut în perioada 2009-2012. La chitară, Save Bolovanu. Cel mai precis chitarist care a ajuns, i-am prezis, deși la început de aia are numele de Bolovanu. Stai ca Bolovanu și strici cum tare. Și cel mai talentat, mă rog, în sensul talentului propriu zis, care scânt absolut orice și care plânge când ascult o piesă, dar din păcate nu se aplacă și asupra învățării, Metal Scocior. Presupun că n-am uitat pe nimeni. Și mai este un element care stă la coadă, dacă nu are vreun accident de mașină, dacă nu are vreun accident de mentalitate, cel mai bun chitarist peste 2 ani pe care îl posedă numai orașul Chișinău. Acest copil vi-l recomand. Acum 6 luni să uita ca vițelul la partea nouă câte corți are chitara electrică. Și l-ați auzit că face față în prezent. Ok, asta a fost. Mai avem o singură problemă. Rugămintea pe care eu nu pot, sugestia pe care eu nu pot să o eludez a principalului nostru fan în telefon meu scrie așa, Aida Mamateo, care a avut o mică sugestie. Mă, voi mai știți să cântați din voce sau numai cu chitările? Fiind ziua unuia din foștii membri, da, pentru mine toți rămân membri. Ne-am gândit să cântăm și noi cu voce noastre reușite, poate că avem și pe studenți vacante. Omul să trăiască pentru domnul student Sădescu. Deci eu să dau tonul, mă, tu nu vrei să mai jumești noaptea, să noaptea asta, eu mă înamore. Ia auză, rog, domnul să trăiască, nu ăla e nou, sună bine. Bun, deci, rant, 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 dar numai că cântăm din sol. Mulți ani trăiască, mulți.
Cum să spuneți că pe tine uită să te... Și tu ești ganul ăla care... Să te anunți. Asta este. Mulțumim, păi mai aveam puțin și plângeam la ultimele declarații tale tale. Știi că am aici o lacrimă. Mulțumim, Dragoș, pentru filmare. Și sunt sigur că se va posta așa cum trebuie, pentru că Dragoș este profesionist. Mulțumesc Liberty Cafe. Mulțumesc din partea voastră lui Daniel. Mulțumesc Iuliei și Ligiei pentru că ne-au suportat. Și dacă e cineva acolo la laptop să ne pună ceva muzichie, mai avem o piesă. Cine cântă cu vocea? Eu sau voi? Da. Nu mai cânt cu vocea de mult. Îți dai seama la volumul meu de voce ce ar însemna? Ia, hai să facem o chestie. E-o! Thank you.
Mulțumim frumos, asta a fost tot. Vă mulțumim că ați rămas până acum. Și ce puteți spune? Vă dorim în continuare de creație plăcută. Mulțumim!